Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip de acest canal. Astăzi vorbim despre primul update al proiectului 10 până în 2020. Proiect în care mi-am propus să termin 10 produse până în anul 2020. Și comparativ cu celelalte proiecte ale mele, acesta are și produse de îngrijire și de corp. Are câte puțin din toate. Este un proiect pe 6 luni, pentru că fac update-urile o dată la 2 luni, deoarece sunt produse pe care le-am ales random, unde mi-am ales diverse scopuri și nu vreau să mă forțez cu ele și nici nu vreau să exagerez. Bun, acestea fiind spuse, nu uitați de giveaway-ul lunar. Uitați-vă în descriere, pentru că acolo găsiți link către clipul care vă povestește totul. Și hai să trecem practic la update. Deci, după cum v-am spus, am ales 10 produse și hai să vedem ce am făcut. În primul și în primul rând avem baza de la Sephora, aceasta Pore and Fine Line Filler. Este din acela, este din gama Beauty Amplifier și ar trebui să fie ceva asemănător cu cel de la Benefit Professional, adică să umple pori. În intro, atunci când am cântărit acest produs, am avut 21 de grame, iar acum am 15 grame după 2 luni de folosire. După cum se vede, nu mai am atât de mult. Și abia acum, spre final, începe să-mi placă și încep să văd o diferență, pentru că la început eu nu observam mare lucru, deoarece aplicam cu degetul o cantitate foarte mică. Acum îl aplic cu o pensulă și chiar se vede și efectul de matifiere și pielea se vede altfel, se simte altfel, deci da, acum spre final începe să îmi placă. Cred că până la următorul update, adică în sfârșit de octombrie, început de noiembrie, cred că vom avea și finalul acestuia, deci cred că îl voi termina, ceea ce va fi foarte bine pentru că produsul are un an de la deschidere și eu l-am deschis în noiembrie 2018, deci va fi perfect. Bun, următorul produs este masca de la Oriflame din gama Swedish Spa Pool Breeze Clay Mask. Este o mască care a fost în favorite, care îmi place foarte mult comparativ cu celelalte măști din acestea pe bază de argilă. Nu se usucă pe piele și nu se simte pielea uscată după ce o folosești, deci are ceva în plus, din punctul meu de vedere mie îmi place. Produsul în intro avea 67 de grame, iar acum are 55. Am folosit-o de câteva ori, nu de câte ori ar trebui, dar am folosit-o. Dacă la capitolul măști de tip șervet din acestea în pachete individuale sunt foarte bune, le folosesc. Ei, la acest tip de măști sunt puțin mai leneșă, dar da. Trebuie să mă motivez, trebuie să-l termin. Plus că în această vară, sincer, mi-am cam neglijat tenul pe partea de măști. În schimb, m-am concentrat mai mult pe serumuri, creme și alte șmecherii. Dar da, mă gândesc că voi termina această mască până la finalul acestui proiect. Mai sunt încă 4 luni, deci timp este berechet. Mai departe, următorul produs era crema de la Polar. Aveam crema aceea pe bază de ulei din măsline siberian sau ceva de genul cu galben și știți că eu tot timpul v-am spus, dacă nu-mi place un produs, îl dau altcuiva să îl folosească. Așa că mi-am dat seama că este o cremă mult, mult prea grasă pentru tenul meu și am zis că ar fi păcat să o folosesc pe mâini, așa cum fac cu multe alte creme, pentru că pare și se vede a fi o cremă hidratantă și foarte mișto, așa că atunci când am fost în Spania, i-am lăsat-o cu natei mele, care are un ten mult mai uscat decât mine, și am înlocuit produsul cu această apă micelară de la Taj. Este o apă micelară pe care, bine, eu sunt la a doua sticlă, o cumpărasem una la două la preț de una și este așa, nu-mi prea place. Produsele de la Taj eu le găsesc în farmacie, iar atunci când am introdus produsul, când am introdus sticluța atunci când am venit din Spania, am marcat, deci era aproape 9 sticla, iar acum ne aflăm aici, deci în o lună jumătate, să-i spunem așa,
Am folosit destul de mult din ea și cu siguranță până luna viitoare voi mai avea încă un produs gata, deci voi putea înlocui două produse. Mai departe, la 4 avem al patrulea produs, este crema de corp de la Le Happy Curien. Da, este o cremă serum vitalizant și ar trebui să-ți facă minuni, ar trebui să facă foarte multe chestii. Mie nu-mi place mirosul, în primul rând, acestui produs. De asta e așa foarte medicinal. Am folosit-o de câteva ori, dar la fel cum vă spuneam cu măștile, pe căldurile astea, sincer, nu mi-am aplicat absolut nici o cremă de corp. Ci doar ce am folosit-o pe asta de câteva ori, din când în când. Și atunci când am introdus-o în acest proiect avea 86 de grame, acum are 63. Mă gândesc că mai încolo, prin septembrie-octombrie, poate chiar și noiembrie, va fi ceva mai rece și voi putea altfel să folosesc acest tip de produse. Dar da, sper ca până la finalul acestui proiect să termin și eu această cremă. Mai departe, avem fondul de ten de la Revlon, Photo Ready Insta Filter, în nuanța 210 Sand Beige. Până acum era prea închis pentru mine, după ce m-am bronzat, acum trebuie să-l folosesc cu niște picături ca să-l închid puțin pentru că este deschis. Dar da, este un fond de ten foarte mișto. Ce aș schimba eu la el este ambalajul, pentru că aici vine cu un burete. Știți cum vine Maybelline-ul eraser? Concealer-ul eraser. Ei bine, este pe același principiu, ceea ce mie nu-mi place, nu mi se pare igienic absolut deloc. Așa că chiar din primul moment în care am cumpărat produsul, i-am rupt buretele respectiv și l-am aruncat. Scopul meu este să-l termin. Nu știu cât produs mai am, însă mă gândesc că este pe terminate, pentru că l-am tot folosit în ultimul timp. A avut 71 de grame, iar acum are 56. Și v-am spus, chiar l-am folosit de cel puțin 3 ori pe săptămână. Tot am încercat să îl folosesc pentru a îl termina. Nu știu când se va termina, nu știu ce să vă spun, nu știu care este sistemul. Nu se simte nimic, nici la început nu s-a prea simțit dacă îl zgâlțeam. Dar da, vom vedea. Una peste alta este un produs mișto. Mai departe, avem bronzerul de la Kiko, mastodontul acesta, Maxi Bronzer în nuanța 01 Beige Storm, care arată cam așa, iar scopul meu era să ajung la tăviță cu el. Produsul avea 109 grame când l-am introdus în acest proiect, iar acum are 107 grame și... Stați așa... Am reușit. Am ajuns la tăviță, deci mi-am atins scopul, plus că în mare parte, deci dacă l-aș mai folosi câteva zile, dacă l-aș mai fi folosit câteva zile, aș fi avut un progres mult, mult mai mare, dar scopul meu nu a fost să-l termin sau altceva, ci pur și simplu să ajung la tăviță cu acest produs. Am ajuns la tăviță, cred că undeva la începutul lunii august, iar ulterior am profitat și am introdus în proiect pe un rulet un alt bronzer ca să pot folosi altceva. Dar da, este un bronzer destul de mișto, îmi place în continuare, o să mă bucur de el în continuare și probabil îl voi introduce și în alte proiecte, să-l termin, cine știe. Dar ideea este că mi-am atins scopul cu acest produs și va trebui să-i găsesc un înlocuitor în acest proiect. Mai departe am blush-ul de la Sien și scopul meu este tot așa să ajung la tăviță. În intro avea 55 de grame, iar acum are 33. Produsul arată cam așa. Deci foarte mare progres nu se vede. Eu l-am răzuit puțin pentru că din ce am învățat cu aceste produse de la Sien, trebuie puțin răzuite, iar apoi funcționează ceva mai bine. Văd puțin așa pe margine cumva că el se duce ușor cu totul în jos, deoarece eu folosesc niște pensule ușor mai pufoase, dar
Vom vedea când vom reuși să ajungem la tăviță cu mea lui. Sper ca până la finalul acestui proiect să-mi ating scopul, dacă nu, băgă mâna la proiect. Bun, un produs care este primul produs de acest gen care îmi dă bătăi de cap. Este pudra de la Nocibe, Douglas, cum vreți voi să-i spuneți. Scopul meu este să ajung la tăviță cu acest produs. În intro are 53 de grame, iar acum are 50 de grame, deci practic am consumat 3 grame de produs. Este o pudră din aceasta corectoare, da? Ar fi pentru tenul tern. Da, se vede puțin că am mai aplatizat produsul, însă parcă nu se mai termină niciodată. Deci eu care trec prin pudre așa, ei bine, aceasta îmi dă bătăi de cap. Eu v-am mai vorbit despre ea, o folosesc drept pudră de finisare, nu o folosesc drept pudră de fixare și teoretic o văd mai potrivită unui ten uscat decât unui ten ca al meu, dar da, o folosesc și eu și sper ca până la finalul anului să ajung măcar la tăviță cu ea. Va fi prima pudră care îmi dă bătăi de cap. Mai departe, avem ultimele două produse, sunt două rujuri și primul este rujul de la Sephora în nuanța 40 și teoretic am consumat un gram de produs. În intro acestui proiect avea 6 grame, iar acum are 5 grame, este o miniatură, se prezintă cam așa, l-am folosit, să știți, destul de des, pentru că am încercat să folosesc cât mai mult din el, tot așa nu reușesc să-mi dau seama, pentru că nu se vede, da, oricât m-aș chinui să dau pe aici, pe pereți, să văd, nu reușesc să-mi dau seama care-i treaba și pe unde ne aflăm, dar tot așa să sperăm că se va termina. Și ultimul, dar nu și cel din urmă, este rujul de la Lancome, pe care l-am și rupt. Între timp și arată într-o stare foarte deplorabilă, da, după cum se vede. Așa, mă gândesc foarte serios să-l scot cu totul din colecția mea. Nu știu ce să spun, totuși este o nuanță care îmi place, deci sunt așa foarte indecisă în ceea ce îl privește. Rujul se prezintă cam așa, este tot o miniatură. În intro avea 9 grame, iar acum are 10 grame, deci da, nu știu ce să vă spun. L-am folosit de câteva ori, nu l-am folosit prea des. Iar am aici, da, după cum se vede, ceea ce este cu roșu, ar fi progresul strict pe foaie ce am făcut cu el. Deci un pic, da, se cunoaște, dar... Iar pentru a înlocui... bronzerul de la Kiko, cu care unde mi-am atins scopul, îl voi înlocui cu acest iluminator de la Marionneau, pe care l-am găsit în calendarul Advent anul trecut. Produsul arată cam așa. L-am folosit destul de mult și mă gândesc că voi ajunge cât de curând la tăviță cu el. Sper că în următoarele două luni să ajung la tăviță, pentru că dacă mă uit atent, aș vedea ceva urme de tăviță. Nu știu, vom vedea. Eu mai am într-un, nu este într-un proiect, ci pur și simplu îmi doresc să termin iluminatorul de la Becca, în nuanța Opal, așa că voi alterna între cele două. Acela este foarte in your face, acesta este mult mai subtil, mult mai natural, mult mai plăcut de purtat de zi cu zi, așa că se vor complementa foarte bine, zic eu. Vom vedea, avem 4 luni de folosit din el și să vedem în cât timp ajung și cu el la tăviță. Bun, acestea fiind spuse, acesta este scurtul update al proiectului 10 până în 2020. Deci din toate mi-am atins scopul cu 1. Cu siguranță am aici încă 2 produse cu care îmi voi atinge scopul până data viitoare, așa că sper ca până în 2020 să-mi ating scopul, aproape să termin 10 produse aleatorii. Cam acesta a fost proiectul, aștept ca de obicei să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!